Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ilinca Obădescu, urmăriți știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. Încep negocierile la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Care este propunerea de prim-ministru a partidelor din noua coaliție formată? Aflați în Jurnal. Ceaiurile tip medalion i-au adus succesul unei tinere din Satu Mare. Povestea ei la știri. Mircea Eremia are două mari pasiuni, muzica și jiu-jitsu brazilian. Îl vedem în acțiune mai târziu. Zi importantă pe scena politică românească. Astăzi reprezentanții noi coaliții formate între PSD, PNL, UDMR și minorități merg la Palatul Cotroceni cu propunere de premier. Asta după două luni de criză politică. Cu mai multe detalii vine colega mea, Iasmina Ardelean. Bună, Iasmina, te ascultăm! Bun găsit! În acest moment, reprezentanții noii coaliții formate de PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale au intrat la consultări cu președintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui nou premier. Aceștia au o singură propunere de prim-ministru, Nicolae Ciucă, din partea PNL. O variantă agreată și de partenerii PSD din coaliție, care au primit la schimb mai multe ministere, între care două foarte importante, Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor. Convenția este însă ca funcția de prim-ministru să fie una rotativă, astfel încât, la un an și jumătate, să se schimbe cu un social-democrat. Totodată, noua coaliție vine la pachet și cu mai multe ministere, între care două noi înființate. Este vorba despre Ministerul Familiei și Tineretului, precum și Ministerul Turismului și IMM-urilor. De la ora 12:30 ar fi trebuit să ajungă aici cei de la USR, însă liderul partidului, Dacian Cioloș, a declarat că nu vor mai veni, deoarece rezultatele sunt deja cunoscute, așa că aceste consultări se vor încheia cu reprezentanții AUR. De asemenea, președintele Klaus Iohannis ar urma să facă astăzi nominalizarea de premier. Cel desemnat are la dispoziție 10 zile să meargă în Parlament cu lista de miniștri și cu programul de guvernare pentru votul de investitură. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumim, Iasmina. Gălățenii care folosesc autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul pentru a ajunge la serviciu au avut parte de o surpriză neplăcută în această dimineață. Transportul public în comun a fost paralizat de o grevă spontană a salariaților, care sunt motivele pentru care șoferii au refuzat să mai iasă astăzi pe traseu, ne spune de la Galați colega mea, Iuliana Bazalic. Bună, Iuliana! Bun găsit! Tensiunile la societatea de transport public s-au amplificat în ultima vreme. De altfel, este a doua întrerupere de activitate a șoferilor din Galați în această lună. La începutul lui noiembrie, angajații Transurb au cerut să le fie plătite la timp orele suplimentare și nu după 3 luni. În plus, aceștia mai cereau și indexarea salariului cu rata inflației, adică 155 de lei în plus la salariu. După acel protest în care autobuzele, tramvaiele și trolebuze au fost ținute pe dreapta câteva ore bune, astăzi povestea s-a repetat, întrucât promisiunile obținute de la conducerea societății la acea vreme nu ar fi fost îndeplinite. Dis de dimineață, salariații care s-au adunat în fața instituției pentru a-și striga nemulțumirile au cerut, printre altele, și demisia directorului. Angajații susțin că nu se vor lăsa până când nu vor fi semnate actele adiționale la contractele de muncă. Iar până la terminarea protestului, oamenii au așteptat degeaba în stații. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Pelerinaj la Sibiu, oamenii se închină zilele acestea la icoana Maicii Domnului, cunoscută drept cea izvorătoare de unt de lemn. La Biserica Sfântul Ioan Iacob Românul au fost aduse și moaștele Sfântului Nicolae și ale Sfântului Efrem cel Nou. Icoana Maicii Domnului, izvorătoare de unt de lemn, se află zilele acestea la Biserica Sfântul Ioan Iacob Românul din Sibiu. Obiectul de cult a fost adus de la mănăstirea Vatoped din Muntele Athos, iar credincioșii au venit să o întâmpine. Pentru sănătate, pentru bine, pentru pace în țară și pentru depărtarea bolilor, în primul rând. Știu doar că e izvorătoare de mir și Maica Domnului întotdeauna a făcut minuni prin icoană. Cred în ajutorul divin. L-am și primit ajutorul divin, l-am simțit. Face parte din seria marilor icoane Hodichitria, cunoscute că susțin și îndrumă viața omului. Ea poartă numele Leovritisa, izvorătoare de ulei, de unde lemn ar fi traducerea exactă. Este de secol 20, dar mai ales în ultimii 10 ani săvârșește foarte multe minuni la toți cei care vin, se închină cu evlavie și se roagă în fața ei Maicii Domnului.
Odată cu icoana Maicii Domnului, izvorătoare de unt de lemn, au fost aduse aici și moaștele Sfântului Nicolae și ale Sfântului Efrem cel Nou. Ceea ce avem aici este o părticică din Moș Nicolae, cum este cunoscut în popor, iar lângă părticica de moaște de la Sfântul Nicolae avem o părticică în care spunem că este întregul, cu sfinte moaște la Sfântul Efrem cel Nou, un sfânt mai nou vindecător. Timp de o săptămână, aici, la Biserica Sfântului Ioan Iacob Românul din Sibiu, vor avea loc slujbe speciale, unde credincioșii vor putea veni în fiecare zi să se închine. Ați auzit de ceaiuri tip medalion? Sunt cea mai nouă modalitate de a crea o băutură delicioasă pe care o savurăm mai ales iarna. Lângă Satul Mare, o tânără pregătește cu mâna ei capsule din plante culese de ea, atent selecționate și 100% ecologice. Medalioanele din plante pentru ceai, presate la rece și difuzate în apă caldă, răspândesc aroma naturii în căsuța din Ardud, la 27 de kilometri de Satul Mare. Ioana Vașvari este cea care le produce în micul ei laborator amenajat acasă. Aici am cimbrișor sălbatic, cules din floră spontană, roiniță, salvie. Salvia curăță foarte bine toxinele din corp și punem brad. Am ales să prepar acum un ceai care se potrivește de minune pentru această perioadă, fiind sezonul rece, cu foarte multe răceli. Procesul este unul aparte pentru fiecare produs. După ce am cântărit toate plantele, ele se pun în mojar. Practic scot la suprafață toate ulerile esențiale din plante. Ceaiul obținut astfel va răspândi și un miros aparte cu efect aromaterapeutic. După ce pisează plantele în mojar, Ioana le presează pentru a obține o capsulă. Acționăm presa și fiecare medaliu din plante se realizează manual. Îl scoatem. Este foarte aromat. Ne încântă toate papilele gustative și olfactive. Pentru a-și deschide afacerea, a urmat mai multe cursuri. Am început să descoper, de fapt, în prima fază uleiurile esențiale, pentru că, având doi copii, îmi doream foarte mult să le ajută organismul în vindecare cu soluții cât mai naturale. Ulterior, după vreo 2 ani, după ce am început să le studiez mai mult, am făcut cursuri de aromaterapie și fitoterapie. Toate plantele medicinale și aromatice sunt cultivate de familia Ioanei. Eu recoltez plantele acestea manual, așa că am grijă atunci când recoltez să știu că planta, că floarea și frunza este în starea cea mai bună și atunci când se pune la uscat, de asemenea, pot să-mi dau seama dacă mi-a intrat în uscător ceea ce vreau sau nu. Și a treia mână este când le prepar și pot să văd dacă s-a strecurat acolo o tijă. Atenta selecție și culegerea la timpul potrivit potențiază proprietățile bio ale ceaiului. Medalioanele se adaugă în apă fierbinte sau rece, în funcție de preferință. Infuzia este de 10 ori mai rapidă, iar extractul este mai concentrat decât în cazul ceaiurilor obișnuite. Capsula se lasă la infuzat în 2 litri de apă fierbinte, aproximativ 10 minute, apoi se poate servi. Un medalion din ceai cântărește 5 grame și costă 8 lei. Zeci de tineri din țară au participat în acest weekend la Campionatul Mondial de Escaladă, un sport care devine și la noi în țară popular. Probele nu au fost deloc ușoare, dar îi pregătesc pe sportivi pentru adevăratele aventuri în natură. Tinerii înscriși în competiție au făcut un adevărat spectacol la centrala de escaladă din Cluj, care a găzduit evenimentul. Cei mai buni sportivi au reușit să se cațere pe pereții înalți și plini de obstacole grele. Escalada nu este doar pentru bărbați. Au fost și femei care au dus la bun sfârșit cele mai dificile trasee. Dată indoor și ulterior la stâncă și de atunci practic la cât de consistență poate. Te ajută afară ceea ce înveți aici? Da, foarte mult. În ultimul timp se tinde foarte mult pe partea asta de spectacol, de look, de eleganță. Se observă mai ales la fete, foarte, foarte elegante. Deci a fost efectiv poezie pe perete ce am văzut. În final, cei mai buni concurenți au fost recompensați cu premii. Jean și Cristi sunt prieteni și împart aceeași pasiune pentru escaladă. Au venit din București până la Cluj ca să concureze la campionatul național. A fost super ok, ne-am distrat, a fost bine. O astfel de competiție nu necesită foarte mult, doar antrenament. În cazul lui ai văzut că a funcționat, a și câștigat. Experiența e doar afară. Aici, antrenamentul.
Campionul la escaladă este Cristian. Tânărul de 18 ani se antrenează în sălile de escaladă din capitală ca să participe la astfel de competiții, dar și pentru a face față provocărilor apărute la aventurile din aer liber. E un virus. Nu te mai lasă. Doar să te apuci și după rămâi aici. Competiția de escaladă a avut și o secțiune de open la care s-au putut înscrie atât sportivii profesioniști cât și amatorii. România au prins gustul brânzeturilor fine care se găsesc în magazinele specializate. Cât costă aceste produse, știe colega mea Dana Luțu. Bună, Dana! Bun găsit tuturor! Gusturile materie de brânzeturi se rafinează tot mai mult, iar pe mesele românilor își fac loc produsele italienești. Care sunt cele mai căutate produse, ne va spune Laura Lupucea, care ne-a întâmpinat cu o masă senzațională plină cu bunătăți. Bună, Laura! Mulțumim pentru această întâmpinare! Bun. Și bine ați venit în universul brânzeturilor italiene! Astăzi ne-am gândit să vă povestim despre ceea ce le place cel mai mult românilor și aici mă refer la zona aceasta unde este zona de pecorino, adică brânză din lapte de oaie. Avem un pecorino pepato, avem un pecorino cu pere, avem bineînțeles și parmigiano, avem și un pecorino în frunză de nuc. Toate acestea pot fi folosite cu mare plăcere împreună cu nuci, cu o miere specială de castane sau de trufe. Avem și un pecorino cu ardei iute, la fel de apreciat. Cel cu ierburi, brânză cu ierburi. O brânză cu ierburi. Apoi trecem la zona de brânzeturi proaspete și aici am făcut o mică experiență. V-am tăiat burata ca să vedeți diferența dintre burata și mozzarella. Burata, care este o brânză din lapte de vacă, are la mijloc acea smântână care este specială, deosebită. Te rog, arată-ne și interiorul să vadă și telespectatorii. Da, aici este partea cremoasă. Este o brânză care a venit chiar astăzi. Iar mozzarella di bufala, după cum se vede, este o brânză care nu are această smântână la interior, dar este făcută într-adevăr din lapte de bivoliță. Dacă vorbim de gusturi mai rafinate pentru cei mai pretențioși dintre români, spuneai tu că ai câteva produse aici pe masă. Avem într-adevăr, aici este o brânză cu mucegai albastru care este maturat în boască de strugure Ramandolo, vine din zona Friuli, este o brânză care a fost premiată cu aur la categoria sa acum 2 ani. E o brânză foarte specială pentru că pe de o parte este picantă, dar în același timp și dulce. Se mănâncă de persoane care chiar apreciază brânzeturile cu mucegai. Mai avem o savoare deosebită, dar prețul, să ne spui cam care este. Prețul este în jur de 240 de lei pe kilogram pentru acest tip de brânză. Este una dintre cele mai scumpe brânzeturi de la noi din magazin. După și care? Avem Cremino Erborinato, care este o brânză tot cu mucegai, după cum se vede. Seamănă cu gorgonzola, dar este mult mai specială pentru că poate fi pur și simplu tartinată pe o felie de pâine mai puțin sărată sau pe un cracker, așa cum am exemplificat și noi. Și, bineînțeles, alături de nuci puțin coapte, de smochine sau alte fructe uscate, merg foarte bine. Eu zic așa, să rămânem și să ne înfructăm din aceste delicatese. O să vă spunem și vouă, telespectatorii Canal, de ce părere am avut. Mulțumim pentru acest tur al brânzeturilor, iar legătura înapoi la voi. Mulțumim, Dana. Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, este pasionat de sport și nu unul oarecare, ci de jiu-jitsu brazilian. A început antrenamentele și chiar vrea să participe la competiții. Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, s-a reapucat de sport. După cum știți, am cochetat cu sportul încă de mic, însă de această dată mi s-a insuflat, să spun așa, jiu-jitsu brazilian de către prieteni apropiați și am ajuns să îl cunosc pe maestru care mă antrenează. Noi l-am surprins pe artist în timpul unor ore de antrenament. Mircea, cum ești de scurt? Se pare că Nic, acum că vede camera, mă lasă puțin să controlez situația, că altfel nu s-ar fi întâmplat. El e partenerul meu, unul dintre partenerii de sparing, care de fiecare dată când ne antrenăm, mă și învață lucruri. A ales jiu-jitsu brazilian pentru că este un sport care te învață ce înseamnă disciplina. Da, să mă apăr de toate energiile negative și de câteva kilograme în plus și de oameni dacă voi fi vreodată pus într-o situație critică. Însă acest sport te învață să fii cât mai calm, să eviți orice situație încordată într-un mod plăcut.
Antrenorul este mândru de Mircea, care a reușit să învețe într-un timp foarte scurt mișcările elementare. Da, e un elev foarte disciplinat. Învățat tot ce înseamnă control deasupra, tranziții, procedee din să ai control chiar din gardă închisă și din picioare a lucrat puțin. Între două antrenamente, Mircea ne-a spus și ce proiecte muzicale surpriză are pentru fanii lui, acum că și-a schimbat puțin și stilul muzical. Dacă aș vrea să mă las de muzică, n-aș putea să mă las pentru că nu se lasă ea de mine. Înțelegi? Adică muzica face parte din mine, este arta pe care o iubesc cel mai mult și acest lucru nu se va schimba niciodată. În această săptămână, soarele trezește apetitul pentru aventură în cazul nativilor din zodiile Săgetător și Berbec, asta în timp ce zodiile Pești și Fecioară au probleme financiare. Să vedem ce surprize ne rezervă astrele. Cu soarele în Săgetător sunteți mult mai optimiști și aventuroși în această săptămână. Sunteți deschiși noilor oportunități, iar gândirea este direcționată către străinătate, mai ales că Mercur, semnul comunicării și al mentalului, este în Săgetător. Învățați cu ușurință și vă gândiți la relocare. Domeniul amoros este puternic aspectat, în special pentru nativii Săgetător și Berbec, care sunt aventuroși și deschiși tuturor ispitelor și provocărilor pe sectorul dragostei. Vă puteți îmbunătăți viața de cuplu, însă nativii Capricorn și Rac pot avea parte de provocări mai puțin plăcute. Acordați mai multă atenție vieții de cuplu, altfel puteți avea dezamăgiri și veți face o mulțime de compromisuri pe viitor. Din punct de vedere energetic, zodiile Vărsător și Gemeni au parte de strălucire, vitalitate și reușesc să se vindece mult mai ușor decât taurii și scorpionii, care au parte de provocări și anumite afecțiuni mai vechi pe care nu le-au rezolvat la timp. Acordați mai multă atenție și odihniți-vă mai mult. O săptămână aglomerată și agitată din punct de vedere financiar pentru nativii Pești și Fecioară. Fiți un pic atenți cu veniturile voastre, deoarece acestea stagnează sau pot fi în scădere. Găsiți-vă mai mult timp pentru a înțelege unde v-ați blocat. În schimb, nativii Balanță și Leu vor reuși să-și crească veniturile mult mai ușor prin socializare, prin idei creative și chef de aventură. Vibrația săptămânii este 2. Vă reuniți cu cei dragi și vă apropiați sufletește de persoana iubită. Ascultați mult mai mult ceea ce simțiți și vă lăsați influențați de intuiție. O săptămână cu multe bucurii în familie. Pentru mini-vacanța de 1 decembrie, pensiunile din Maramureș au început să se închirieze integral pentru grupurile de turiști vaccinați care vor să petreacă împreună ca în vremurile bune. Gazdele pregătesc platouri întregi cu pomana porcului, sarmale, cârnați și pâine de casă. Oaspeții pot face drumeții în natură, se pot plimba cu căruța și pot vizita fermele cu animale, unde vor fi întâmpinați chiar și de struți. Liniște, peisaje de vis și case rustice, înconjurate de natură. Așa arată satul maramureșean Breb, unul dintre puținele locuri care atrage turiști în fiecare perioadă a anului. În primul rând pentru gazdele deosebite, care de fiecare dată ne surprind. Sunt oameni pe care nu crezi că ai mai putea întâlni în zilele noastre. Foarte multă energie înconjoară locurile acestea. Gazdele închiriază fiecare casă individual pentru grupuri de turiști vaccinați. Pentru mini-vacanța de 1 decembrie au pregătit un itinerariu special. S-am pregătit o zi de tur ghidat prin Maramureș, plimbare cu căruța sau cu sania, depinde dacă ține vremea cu noi. Am pregătit pomana porcului, o seară cu muzică tradițională live. Cereri sunt, în special pentru Crăciun și Revelion. Am făcut pachetele mai lungi de 6 nopți, pentru că în 4 nopți, mai ales dacă vin din București, nu te bucuri, n-apuci să te bucuri de ce e aici în Maramureș. Prețul e cam 8.000 de lei pe casă pentru 6 oameni.
La o altă pensiune din inima Maramureșului, gazdele au deja mesele pline de bucate tradiționale. Meniul este gândit special pentru pofticioșii care vor să guste din mâncarea specifică zonei. Le vedeți aici, pâinea de casă coaptă în cuptor, costele și cârnațe din producție proprie, slănina, nelipsita slănină, ceapa roșie. Solicitări pentru cazare au și pensiunile agroturistice. De exemplu, această cabană din Călinești, județul Maramureș, are o fermă cât vezi cu ochii. Proprietarii își întâmpină turiștii cu struți, cai de rasă și multe alte animale. Avem 4 căluți frumoși, în care 2 andaluz spanioli și un șah arab și un pinto, un calindian. Sunt foarte blânzi. Cu copiii se pot juca cu ei, pot pune mâna pe ei, sunt foarte ok. După care mai avem animăluțe, văcuțe, viței, purcei. Și camerele pensiunii aduc aminte de traiul la țară. Paturile sunt sculptate în lemn, bucătăria este decorată cu elemente tradiționale, iar zona de masă este plină de lumină. Proprietarii, care au și o fabrică de mobilă, au gândit totul în detaliu. Toată pensiunea a fost construită de noi, am construit-o în 6 luni, am dat-o la cheie. Tot ce vedeți aici este făcut de firma noastră. Aici avem o cameră triplă, un pat dublu matrimonial, un pat single. La fiecare cameră avem baie proprie. Pentru perioada de 1 decembrie, prețul este negociabil, în funcție de numărul de persoane. Pensiunea se poate închiria integral. Vlad Zamfirescu se poate numi un tată norocos, are 2 copii superbi care moștenesc talentul, așa că l-am invitat astăzi pe marele actor să ne spună cum se înțelege cu cei mici. Bună, Vlad! Sunt română, mulțumesc de invitație. Bine mă înțeleg, foarte bine. Sunt bucuros că le-a plăcut, nu îi împing neapărat spre meseria asta. Au dat casting și au fost aleși. Și am văzut că pe platou s-au descurcat destul de bine. Erau cumva în elementul lor. Le-a plăcut. Să vedem ce or face pe viitor. Nu cred și nu vreau să împing neapărat pe drumul ăsta. Da, văd că la voi în familie atracția pentru actorie se moștenește așa, din tată în fiu. S-a întâmplat, așa a fost să fie. Și exemplul tău. Da, într-un fel da. Așa a fost să fie. De mic cumva am fost aproape de scenă, după aceea am ajuns la podul la Cătălin Naum, după aceea a urmat un ATC-ul și ăsta a fost drumul. Dar pe cei mici ai luat cu tine pe platourile de filmare? I-am luat la câteva spectacole. Cât de frumoși sunt. Să rămână. Să rămână. I-am luat la câteva spectacole și le-a plăcut. Acum nu i-am dus foarte mult, dar să vedem. Dacă o să mai dorească să meargă, o să-i mai iau. Dar cum e să fii tată de băieți? Care este secretul unei relații tată-băiat? Nu știu, îmi place să cred că suntem foarte buni prieteni și încerc să comunic, să vorbim, să îmi spună ofurile lor, nu îmi spun chiar tot, deja au mici secrete pe care nu le jenă să mi le împărtășească. Am aflat eu câte ceva, niște colege drăguțe de ale lor sunt prin preajmă, dar nu discutăm încă tema asta. Să sperăm că o să mi-o comunice cât de curând. Au ajuns la o vârstă totuși, 14 ani, 11 ani. Încep problemele, încep relațiile. Ești pregătit? Nu știu. Din aproape în aproape, să vedem. Din aproape în aproape încerc să văd dacă fac față. Acum revenind la teatru, pregătești o premieră. Vorbește-ne despre ea. Da, suntem pe ultima 100 de metri. Luni 29 avem primul spectacol. Sunt la Sala Mare, la Teatrul Național, Sala Ion Caramitru. Spre bucuria noastră e sold out. Asta înseamnă că lumea s-a săturat de probleme, de pandemie, și mai vrea și altceva, mai vrea să se gândească și la altceva. Și noi suntem în aceeași situație. Și noi actorii abia așteptăm să jucăm și să fim aproape de public. Sper cât de curând să avem și sălile 100% pline. Încă nu se întâmplă lucrul ăsta. Deocamdată jucăm cu 30% din sală. Dar eu sunt pozitiv. Sper așa că în curând ai o atitudine pozitivă. Exact, e bine exact, să... Exact, atitudinea e pozitivă. Okay. Da. De data aceasta te găsim în dublă ipostază de regizor și actor. Da, e un text care m-a bântuit. De când eram copil, eu am avut norocul să
fiu în preajma producției de la TVR, Steaua fără nume, tatăl meu juca acolo și atunci am fost și eu de câteva ori pe platourile de filmare și cumva s-a născut acum momentul, stelele s-au aliniat ca la Sebastian și am produs acest spectacol. Povestește-ne despre personajul pe care îl joci. E un pasionat de meseria lui, un om care a făcut o descoperire și îi se schimbă traiectoria cu totul la întâlnirea Monei, personajul principal feminin jucat de Diana Roman. Și de aici continuarea pe care foarte multă lume o știa, poveștii din Steaua fără nume. Cred că e o poveste foarte iubită și jucată de multe ori și la televiziune și în teatru și mă bucur că am putut și noi acum să facem și o reverență față de distribuțiile din trecut și că putem să spunem și noi povestea în felul nostru. Cine mai face parte din distribuția piesei? Mona este frumoasa Diana Roman, Valentin Teodosiu e șeful gării, Andy Vasluianu este Grig, Adrian Titien este profesorul Udrea, Luminița Erga este domnișoara Cucu, Eva Costac este Eleva și Gabi Vatavu este Ichim. Veți merge și într-un turneu cu acest spectacol? Da, avem deja programat pe 14 decembrie mergem la Craiova, pe 21 decembrie mergem la Constanța și pe 26 revenim în București, pe 26 decembrie, imediat după Crăciun. De fapt, nu imediat, că pe 25 decembrie jucăm Totul se transformă. Un spectacol scris de Alexandru Popa și pe 26 Steaua fără nume. Tot la Sala Mare TNB. Biletele sunt vândute toate? Cele de luni, da. Cele de luni, da. Acum să sperăm că până la cel de pe 26 decembrie se va da drumul măcar la 50% din sală, pentru că alta e și senzația când sala e mai plină. Na, să vedem. Deocamdată e cu 30%. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim mult că ai fost alături de Mulțumesc noi Mulțumesc de invitație, vă așteptăm la teatru. Și mă bucur că putem ieși un pic din atmosfera asta încărcată din ultimele zile. Astăzi la Teo Show vine Camelia Mitoșeru. După ce a ajuns din nou de urgență la spital, îndrăgita actriță ne povestește astăzi cum se simte, dar și de ce a refuzat să ia medicamentele prescrise de medici. Iată cu ce alte subiecte vă așteaptă Teo și Bursucu. Alina Pușcău în seif. Top modelul internațional a împărțit același pat cu cele mai apreciate fotomodele din lume. Am locuit împreună. Da? Cu cine? Da, cu Adriana Lima și Alexandra Ambrosio. Și ne-a vorbit despre capcanele din lumea modei. Te-ai infometat? Da, am avut probleme. Am avut o cădere. Romica Țociu și Cornel Palade au vorbit despre certurile dintre ei. Certurile la noi în cuplu. De la ce au pornit însă, aflați de la ora 15. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații ale zilei, le găsiți pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. Acolo unde aflați că Benone Sinulescu a fost înmormântat cu onoruri militare, dar și că înalt preasfințitul Teodosie a făcut noi declarații șocante în plină pandemie de coronavirus. Tot de pe site aflați că elevii români au obținut 9 medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!